Un bancomat amplasat în comuna Polovrage a fost spart, hoții plecând cu banii din interior. Autorii au folosit o bombă artizanală ca să arunce în aer cutia cu valori. Incidentul s-a petrecut duminică, polițiștii deschizând un dosar penal pentru furt calificat și distrugere. Polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bancomat de pe raza localității Polovrage ar fi fost distrus, ocazie cu care o sumă de bani ar fi fost sustrasă din bancomat. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar penal în care continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și furt calificat. Ancheta se desfășoară sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Novaci.